Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Astăzi vom vorbi despre dezintoxicarea fizică și psihică, despre cele 7 secrete ale longevității, dar și despre cele 7 elemente care ne pot scurta viața. Alături de noi în platou se află doctor farmacist Ovidiu Bojor, membru al Academiei de Științe Medicale. Bună ziua, domn profesor, și bine ați venit la noi în emisiune. Domnule profesor, studiați de peste 50 de ani efectele terapeutice ale plantelor și aș dori să vă rog să ne împărtășiți și nouă din aceste secrete, dar totodată să ne spuneți și care sunt principalele greșeli pe care le facem și cum de multe ori ne intoxicăm organismul fără să știm. În primul rând, aș vrea să încep cu elementele care caracterizează omul. Noi suntem un întreg format din mental, din cerebral, deci din psihic și din corpul fizic. Așa este. Și atunci, dacă vrem să abordăm din punct de vedere holistic, integral, cum vreți să numiți medicina integrală, integrată și așa mai departe, atunci trebuie să ținem de fiecare din aceste elemente principale din care suntem creați. Fiindcă principiul e foarte vechi, principiul hipocratic. Suntem ceea ce mâncăm. Mâncarea să vă fie medicament, iar medicamentul să vă fie mâncare. De aici pleacă majoritatea afecțiunilor însoțite și de un desechilibru interior, psihic. Vedeți, o altă problemă care e din ce în ce mai acută, cerealele, legumele, semințele, fructele, toate sunt în marea lor majoritate, în marea industrie, ca să satisfacă nevoile cerinței, sunt tratate cu îngrășăminte artificiale, sunt tratate cu insecticide, cu fungicide, cu pesticide, cu tot felul de otrăvuri care pătrund treptat în alimentele de bază de ordine vegetală, dar și în cele animale, fiindcă și animalele sunt furajate tot cu granulate speciale. Și atunci, din ce în ce mai mult, în ultimul timp, ați văzut că se dezvoltă culturile bio sau culturile eco, ecologice sau biologice. Apa este foarte importantă, fiindcă noi suntem 70% apă, când suntem copii avem chiar 80% apă, și apa ridică anumite probleme. Sursa de apă, cea mai bună, este apa de izvor, în orice caz, care izvorește direct din stâncă. Dar și aici intervin, tot datorită cerințelor mari, ambalaje în care să distribuie această apă și ambalajele, la rândul lor, sunt majoritate din material plastic. Nu atât materialul plastic, cât plastifianții care formează materialul plastic pot conține metale grele și așa mai departe. Cel mai bun mod de conservare a apei rămâne totuși sticla. Iar apa carbogazoasă, nu există apă minerală. Toate apele, chiar apa plată, are un conținut mic de minerale. Apele carbogazoase ar trebui utilizate, în special cele care conțin, afară de CO2, de bioxid de carbon, mai conțin sul, mai conțin alte substanțe din rocile vulcanice în care sunt situate, și acestea ar trebui utilizate numai cu avizul medicului. Sunt apele minerale special recomandate pentru diferite afecțiuni. Și aici trebuie să facem o diferențiere. Acum, am vorbit de intoxicarea endogenă. Tot ce mâncăm, la care nu trebuie să neglijăm nici abuzul. De alcool, de tutun, de cafea, de ceai. Ceaiul conține tot cofeină. Deci să păstrăm un echilibru și la aceste, așa zise, droguri permise. Știți? Domnule profesor, aș vrea să vă întreb, spuneați la un moment dat că oamenii din zona de munte ați observat că nu suferă de diabet. Care este secretul lor? E adevărat. În primul rând, oamenii de
Munte au o activitate foarte intensă datorită reliefului, ca să-și câștige existența. Deci, pe primul plan, aș situa mișcarea, activitatea lor. Și atunci, tot ce ingeră, se metabolizează, se arde datorită efortului pe care îl fac să-și câștige. În același timp, însă, am observat că în alimentația specială locuitorilor din zona montană, a Pamirului, a Himalaiei și așa mai departe, Hindu Kush în Afganistan, unde am lucrat, la fel, este predominant ovo-lacto-vegetariană. Carnea, numai la anumite sărbători sau festivaluri. Acesta este al doilea. Nu am întâlnit oameni obezi, poate unul la un milion. Și acela care a trăit în Europa și a făcut studiile și a intrat în bucătăria europeană. Aici, în zona tibetană, ultima dată am locuit în comunitate tibetană vreo 2 ani de zile. Bucătăreasa mea era tibetană și îmi prepara foarte multe vegetale, între care și castravetele amare. Bitter melon se numește, omor de carantia în termeni științifici. După ce consumam această mâncare de 2-3 ori pe săptămână, îmi făcea foarte bine gătite, simțeam nevoia de dulciuri. Și atunci mi-a venit ideea. Eu, care nu sunt amator de dulciuri în mod obișnuit, rare ori, înseamnă că ceva s-a întâmplat în corpul meu. Și atunci am ajuns la ideea că așa să... Acest castravete amar, de exemplu, conține o acțiune hipoglicemiantă și atunci organismul cere ca să dulciuri cât mai multe, ca să păstrezi echilibru. De această idee am plecat și în 84 am preparat, poate printre primii, insulina vegetală din extract combinat și cu alte plante, cu acțiune hipoglicemiantă, fie din flora noastră, fie din flora străină, de peste hotare, flora exotică. Și am avut în vedere că acest produs, afară de extractul purificat din castravetele amar, să conțină și antociane, o altă grupă de substanțe, tot din natură, care găsim în coacăze, îl găsim în afine, în mod special, în toate fructele de culoare violetă. Ori acestea, antocianozidele din aceste fructe, împiedică un efect secundar care însoțește diabetul, retinopatia diabetică. Este adevărat că nepalezii trăiesc mai mult decât alte popoare și dumneavoastră spuneați asta deoarece ei consumă mult orez, linte și hrișcă. Și hrișcă, în special. Recomandați acum, să consumăm și noi la fel? Statistica nu spune absolut totul. Șansa de supraviețuire a țărilor din Sikkim, din Nepal, din Bhutan, din zona subhimalaiană, media ar fi 45-47%. Dar din ce cauză? Nu din cauză că nu sunt longevivi și oameni în vârstă care au depășit 90-100 de ani, ci datorită faptului că datorită condițiilor foarte grele, cel puțin 40-50% din copii mor. Și atunci acest lucru, longevitatea între 0 și 1 e foarte mare, bolile tropicale, sunt șervenoși, sunt accidente, sunt toate acestea. Deci sunt multe riscuri. Schimbă statistica, dar statistica nu spune totul. Și atunci am observat, de exemplu, în expediții folosim șerpași sau porteri, așa zici, care cară greutatea tuturor expedițiilor. Am observat puțin alimentația lor. Dimineața, la prânz și seara, își preparau un terci din hrișcă, cu puțină sare, o lingură de ulei de rapiță și cu ardei iute, pentru să fie mai picant și mai rapid. Le râșneau cu apă rece, luată de la izvor. Asta era mâncarea lor dimineața la prânz și seara și cărau
spre surprinderea noastră, 70-80 de kilograme timp de 10 ore pe traseele de munte. Deci, vedeți, o alimentație foarte, foarte sănătoasă. Mai jos, în regiunile mai joase, se cultivă secară, se cultivă grâu, se cultivă orez. Orez în special pe terasele din zonă tot subtropicală, subhimalaiană, iar culturile de orez sunt predominante și, într-adevăr, orezul am întâlnit la Ilam, o regiune din vestul Himalaiei, orez roșu, care cu timpul s-a introdus și în soiurile de, care se aduc în Europa, la noi. Deci alimentația de bază este aceasta. Pe care și noi o putem, de altfel, avem și noi acces la aceste alimente. Avem în orice caz. Frișcă, linte, iar orez. Frișca, în mod special, se poate mânca și crudă. Se pune bobile de hrișcă, se pun în iaurt seara până dimineața, se macerează. Și ce conține hrișca? Afară de amidon, predominant în orez și în grâu, conține proteine în cantitate foarte mare, proteine vegetale, conține și grăsimi, conține microelemente numeroase, deci este un aliment complet. Și să nu uităm că până în anul 1400, protodacii și urmașii lor făceau mămăliga din hrișcă, din mei. Porumbul nu pătrunsese la noi și erau foarte sănătoși și buni luptători. Ne-ați promis că o să ne vorbiți și despre cele 7 secrete ale longevității. Trecem acum pe planul psihic, da? Și spiritual. Într-adevăr, una din condițiile cele mai importante ale vieții să creem, în primul rând, plecând de la noi, un echilibru interior. Și atunci am analizat elementele care ne scurtează viața, iar pe primul plan, ce credeți că am pus? Invidia. Acestea sunt elementele care ne pot scurta viața. Ne pot scurta viața, ajungem și la cele care ne prelungesc viața. Invidia se spune că roade sufletul precum fierul, precum rugina roade fierul. Deci, indiferent, de la omul simplu și până la savant sau, mă rog, academician, să zicem, în loc să se bucure când un coleg de-al lui a descoperit un lucru nou, să-și împărtășească bucuria descoperirii unui adevăr, începe invidia. De ce el mai întâi și nu eu și așa mai departe. Deci, feriți-vă de invidie. Vorba, în zilele noastre este schimbarea prea bruscă a modului de viață. Noi ne-am adaptat de-a lungul erilor geologice stilurile de viață pe care le trăim. Deci un ritm de viață prea alert. Iar ritmul acesta de viață prea alertă, fuga după bani, cu orice preț și prin, mai grav, prin orice mijloace. Îndepărtarea cât mai mult de la legile naturii. Sedentarismul, boala secolului nostru. Așa este. Alimentația, cum am spus și mai înainte, din ce în ce mai nehrănitoare. Adică un aliment trebuie, în primul rând, să ne hrănească datorită proprietăților nutritive, în care nu intră factori exogeni despre care am vorbit mai înainte. Nu mai vorbim de poluarea fonică, de poluarea electromagnetică la fiecare pas, care s-a intensificat de 10-20 de ori în epoca, așa zisă, modernă a zilelor noastre. Toate acestea sunt bombardamente mici, dar zilnice, oră de oră, minut de minut, este picătura chinezească. Și atunci, organismul nostru, având un timp prea scurt de adaptare, face greu situații. Deci oricât de puternici am fi, agresiunile devin din ce în ce mai puternice. Din ce în ce mai puternice și nu avem acea plată și acel scut pe care avea un timp evolei mediu să se apere de săgeți sau de surțile când se lupta. Și cele 7 reguli ale longevității? Longevității, în primul rând, aș situa cultivarea optimismului, cultivarea încrederii între oameni și, în esență, le-am găsit foarte simplu în cele 10 porunci de bază,
care sunt esența, tablele legii, esența bunei conviețuiri între oameni. Iar în relațiile între oameni, să fie cât mai apropiate, cât mai sincere, cât mai deschise, așa cum am spus, să ne bucurăm de succesul altuia și, mai presus de toate, am situat iubirea. În teologie sunt trei virtuți, credința, speranța și iubirea, dar pe primul este iubirea. Iubirea față de Creator, față de creație. Așa. Aceste două. Dragostea este sentimentul. Restul este sexul și înmulțirea. Sunt fenomene normale. Dar iubirea înnobilează sufletele, șterge toate greșelile și petele prin iertare. O altă regulă, spuneați că este aceea a lipsei exceselor. Să nu facem, deci, excese. Exact. Ar fi o regulă a longevității. Da. Hai să începem cu alimentația, dacă vreți. Dumneavoastră ați făcut și o ierarhie foarte interesantă, un fel de top 10, fructe, legume și ierburi. Dacă o să avem puțin timp, poate ni le și menționați. Menționăm câteva. Acum, alimentația, așa aici se fac unele greșeli. Vă recomand tuturor să fugiți de extremism. Noi, în decursul evoluției noastre, din culegători, după aceea vânători și așa mai departe, am devenit cultivatori și crescători de animale. Din pur vegetarieni, cum am fost, să zicem, la început, sau carnivori în anumită perioadă, am devenit omnivori. Asta înseamnă o dietă echilibrată. Și în special sunt tendințe, anumite secte religioase, nu vreau să le nominalizez, care când înțarcă copilul de la sân, îl trec direct pe vegetale. E o mare greșeală. Până la 18 ani, un copil în creștere, un adolescent, are nevoie și de proteine animale, care au acea structură ca și proteinele vegetale, dar unele sunt, au alt grup de aminoacizi care sunt la baza proteinelor. Și atunci avem nevoie, în perioada în special, de creștere și de proteine din regnul animal. Deci carne, chiar și carne roșie. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, scădem acest raport în favoarea regimului și acesta complex, ovo-lacto-vegetarian. Și cu anumite perioade de abstinență, de post. Postul face parte din regimul alimentar, din dietă. Dietă, în fond, ce înseamnă? Dietos înseamnă stil de viață și alimentație. Să nu confundăm dieta cu regimul alimentar, cu un curent în ziare, așa se spune. Și atunci, stilul de viață psihică și fizică și alimentația cât mai sănătoasă, cât mai apropiată de natură. În sezonul acesta, de exemplu, să beneficiem în special de fructele care cresc în flora spontană, în sălbăticie. Este murea, este smeura, sunt cocăzere, sunt perele pădurețe, au valoare nutritivă mult mai mare și, în primul rând, nu sunt stropite, nu sunt tratate cu chimicale despre care am vorbit, care pătrund în organismul nostru nociv. Deci să profităm de faptul că încă mai avem fructe sănătoase, iar în zonele de munte, chiar și mere, care nu sunt stropite. Chiar dacă găsiți la 20-30 de miere o larvă sau o insectă sau o pată, nu vă feriți de ele, o scoateți și... Am observat că în topul fructelor ați pus mărul. Deci mărul este considerat ca fiind cel mai sănătos fruct. Datorită faptului, afară de conținutul în vitamina C, merele au și acid malic, acid citric, au substanțe nutritive bine proporționate, glucidele. Și aici sunt două categorii. De exemplu, că am vorbit mai puțin despre diabet, merele acrișoare, cum erau ponicile, cum erau renetele, mai sunt renete. Merele crețești sunt recomandate diabeticilor, iar cele dulci, onatanele și așa mai departe,
toate soiurile acestea de cultură în alimentația. Și sucul de mere este excepțional, dar preparat în casă. Încă un exemplu foarte interesant ce am constatat din regnul vegetal, bananele. Bananele, vedeți, e un fruct care aduce un aport foarte mare de potasiu în organism și de alte săruri minerale, afară de partea gluc. Bananele verzi scad glicemia și pot fi consumate de diabetici. Bananele coapte, din potrivă, datorită conținutului, se transformă. Deci sunt mai bune cele verzi. Cele verzi pentru diabetici, iar pentru oamenii normali cu glicemia stabilizată sau oamenii normali sub acest aspect, pot fi folosite bananele coapte. Ori și aici este coacerea artificială, iarăși nu e așa bună. Când lucram în zonele tropicale sau ecuatoriale, aveau alt gust să coceau pe bananier. Ori aici să coc pe vapor. Dar... Deci iată, merele, da, bananele... Merele, bananele, căpșunele, cireșele, vișinele... Deci, practic, toate fructele pe care le găsim la noi în țară, la noi și în țară. Bananele și portocalele, pentru că sunt cele, sigur, mai frecvent importate. Sigur, mai frecvente și în special în sezonul rece, un fruct proaspăt afară de mere bine conservate, atunci putem apela și să nu... Iarăși e o părere greșită că numai fructele care cresc la noi sau semințe sau plantele care cresc la noi sunt utile organismului în locul în care ne-am născut. Nu. Păi să ne gândim, începând de la cartofi, de la porumb, de la toate solanacele, vinetele, ardei, usturoiul, toate acestea au fost importate. Nu sunt autohtone, dar s-au aclimatizat și au crescut în solul nostru. Spuneați că este o diferență a dietei. Bine, în primul rând este absolut normal, pentru că vara consumăm alt tipar de fructe decât iarna. Dar ne-ați promis că o să ne vorbiți puțin și despre dietele pe timpul verii și ceea ce trebuie să consumăm iarăși iarna. Deci cum se face această departajare? În primul rând vreau încă un mit să îl destram. Dieta după grupele sanguine este o greșeală fundamentală. Și cartea scrisă de un medic francez și de alți adepți acestui medic. Păi ce înseamnă asta? Facem 4 sau 5 cantine pentru 7 miliarde de oameni și împărțim în 4 grupa A1, A2 și așa mai departe și le dăm alimentație. Căutând lista de alimente pentru grupa A2 pe care o am eu, care erau prohibite, sunt alimentele care le mănânc de 60-70 de ani și îmi fac bine. Iar la iar cele permise, erau interzise. Erau interzise, vedeți? Iar cele recomandate nici nu-mi plac și le evit totdeauna. Să ascultăm de glasul trupului și a sufletului nostru. Deci singur să observăm ce fructe, ce legume, ce alimente le fac bine sau nu. Să nu cădem în această extremă, știți? De care totdeauna m-am ferit, deoarece extremile se ating la un moment dat. Pozitivul și negativul se poate atinge. În ceea ce privește alimentația, unii își petrec vacanțele majoritar sau parțial la munte, alții la mare. Și aici trebuie să facem o diferențiere. Am spus că cea mai bună dietă este în funcție de latitudinea geografică, de altitudine, de longitudine, latitudine și altitudine. Cu cât ne înaintăm spre nord, avem nevoie de mai multe calorii, fiindcă în zona temperată... Exact, este absolut normal. Este absolut normal. Iar vara, fiindcă acum suntem în vacanță, majoritatea dintre noi, când mergem la munte, este foarte important să ne asigurăm, datorită efortului fizic, nu vorbesc de cei care stau numai la case de odihnă sau la gospodării țărănești, ci cei care iubesc muntele și fac ture de munte, după vârstă, după posibilitățile lor. Atunci, le recomand tuturor să înceapă cu o masă principală dimineața, în care să consume cel puțin 5-600 de kilocalorii. Și aici fac o mică paranteză, nu numai kilocaloriile
exprimă valoarea nutritivă a alimentelor, ci și compoziția unui aliment, câte vitamine are, câte exact. Microelemente, câți factori biotici, câte enzime. Așa. Deci nu numai kilocalorii, dar și calitatea intrinsecă a alimentului. Pe urmă, o bună hidratare dimineața, cu cel puțin 5-600 de litri de lichid de ceai, în special. Acesta un ceai este anume? Un ceai de plante, preferabil. Poate fi utilizată și o cescuță de cafea, fiindcă unii s-au obișnuit cu asta, nu, dar toate cu măsură. Iar încă o recomandare, să zicem că 4-5 ore n-ați întâlnit niciun izvor, nici o picătură de apă și începe să vă fie sete. Și când vedeți primul izvor, nu vă repeziți la el. Stați 5 minute liniștiți, răcoriți-vă încheieturile mâinilor în apa rece, să se creeze echilibru, luați o linguriță de miere și pe urmă puteți bea și o jumătate de litru de apă. Deci e foarte important. Iar altă greșeală în mediul urban și în timpul vacanței și tot, în sezonul cald vorbesc acum, îi văd pe toți pe stradă, în metrou, în tramvai, cu sticle de apă colorată, o culoare așa dubioasă, maro închisă, sau cu apă minerală și din când în când beau câte un sfert de... De ce este o greșeală? Este o mare greșeală. Ce se întâmplă? La 40 de grade, la 35 de grade, cât e mediul exterior, apa nu mai urmează calea de eliminare urorenală, care e obișnuită, și iese imediat prin piele. În câteva minute te simți că ai ieșit prin piele. Ce se întâmplă în acest moment? Elimină din corp sărurile minerale pe care le avem și toate vitaminele și substanțele biotice hidrosolubile. Evitați acest obicei. Puteți să vă hidratați foarte bine dimineața de vreme când e răcoare sau în mediu de aer condiționat. După ce stați cel puțin 10 minute, se adaptează corpul și atunci nu mai iese prin piele. Vedeți? Sunt niște lucruri elementare care trebuie să le conștientizăm și cu cât dorim celor din jurul nostru cunoștințe mai mult, cu atât și se vor simți deci mai bine. Deci atunci este mai bine să nu bem apă. Atunci, chiar dacă călătorim mult în soare și așa mai departe, e de preferat să consumăm apa când ajungem undeva unde este răcoare. Răcoare, sigur că da. E foarte important acest lucru, tocmai ca să ne ferim. Și am avut experiențe destul de triste în acest domeniu, când colegii nu m-au ascultat. Spuneți-ne, domn profesor, carnea pe timpul verii este recomandată? Pentru că acum suntem în mijlocul timpul verii. Fiindcă acum coborâ de la munte puțin spre mare, cel mai bun regim alimentar este cel mediteranean, cu foarte multe fructe de pădure, zarzavaturi, produse lactate, pește în special. E o proteină ușor asimilabilă, iar cât mai puțin carne roșie sau grătare sau mici carne tocată, cât mai puține, proteina cea mai superioară este în pește și în special în peștele alb, care e de apă dulce, dar și în peștele marin, fiindcă peștele marin este bogat în omega-3, omega-6, care sunt foarte utile pentru alimentația noastră. Și totdeauna, înainte de a vă așeza la masă, păstrați un minut de reculegere, preferabil evitați discuțiile, închideți televizorul și uitați-vă la aspectul mâncării. Prima dată, primul contact este cel vizual. Al doilea, aroma, parfumul. Al treilea, cel gustativ. Și altfel se face și asimilarea, dacă ești relaxat în momentul în care te hrănești. Și nu înfulecați, vă rog foarte mult. Învățați să mâncați încet, cu răbdare. În teoria ayurvedică și o concepție străveche, chiar și supa amestecă de 10 ore înainte de a înghiți, iar bolul alimentar de 20 de ore. Fiindcă prima digestie unde se întâmplă? În gură, pialina, saliva, toate acestea. Așa este. Ne ajută, iar pentru bună digestie, vedeți, iar revin legătura
darurile naturii. Există un fruct foarte frumos care seamănă cu un pepene lung, Carica papaya. Acest fruct exotic, de fapt, a ajuns și la noi, dar am observat că e destul de rar la noi. Conține papaină, este o enzimă similară cu pepsina și ajută la o bună digestie. Acesta putem să-l mâncăm în timpul mesei sau după masă, pentru a asigura un aport de pepsină mai ridicat. Papaina din Carica papaya, așa se numește fructul acesta exotic, ajută la o bună digestie. Pormă, nu beți apă în timpul mesei, decât foarte, foarte puțină, fiindcă se poate asigura printr-o supă bună, din zarzavator. Nici înainte, imediat, înainte de masă, nici da, după nici, imediat? Dacă bem apă înainte de masă, era unii dimineața, disolvă toate sucurile gastrice și digestia este foarte mult îngreunată diluției sucurilor deci, gastrice. Deci în preajma mesei nu trebuie consumat apă, nici înainte, nici după, nici în timpul mesei. După la o jumătate de oră, bineînțeles că se poate, avem nevoie să ne hidratăm tot timpul organismul, mai ales în perioada caldă. Dar nu imediat după masă. Nu imediat, iar la cei care își petrec la mare, alimentația, a spus, cea mai adecvată este alimentația stil mediteranean și ar trebui, fiindcă foarte multe hotele de 3 sau de 4, de 5 stele, servesc micul dejun între 9 și 11, ar trebui între 7 și 9, fiindcă între 7 și 8 poți mânca foarte bine tot ce se servește, fiind inclus în cazare. Iar la 8, între 8 și 10, e timpul cel mai favorabil pentru a te expune la razele solare. Că după ora 10 trebuie să te retragi. Vedeți? Și aici ar trebui ținut seama de acestea. După teoria mea și o practic de zeci de ani, eu mănânc de 5 ori pe zi. 3 mese mai principale, așa zise, iar celelalte gustări între mese. Dimineața la ora 9, la ora 12, consider masa principală, cu cereale, cu fructe, cu legume, cu cașcaval, cu absolut tot. La ora 4, după masa. La ora 6, la ora 4, da, tot după masa, sigur, la ora 6. Și ultima masă, fructe, legume, salate de fructe, un paharel de vin, la ora 9. La ora 9. Presupunând că, în mod obișnuit, ne retragem la ora 11. Ar fi bine la 10, dar nu putem totdeauna, fiindcă și aici somnul cel mai prețios este somnul alfa, între 10 și 12 noaptea. Exact. Ei, în general, vă spun, nu totdeauna pot eu, dumneavoastră și ceilalți îndeplini aceste condiții de stil de viață sănătos, dar important este, din excepții, că toți trebuie să facem excepții, să cedăm, să nu facem regula de viață. Așa este. Deci nu trebuie exagerat în nicio direcție. Spuneți că în Tibet sunt plante echivalente plantelor din țara noastră. Da. Begonia, de exemplu, care acolo se mănâncă, am înțeles. Da. Există foarte interesant. Pentru mine a fost fascinant. M-am ocupat vreo 15 ani cu studiul speciilor de măcieși din țara noastră, în timpul perioadei de cercetare, să descoper specia de măcieși cu conținutul cel mai bogat în vitamina C și în bioflavonoide. Și am descoperit la 2000 de metri altitudine o specie, Rosa pendulina sau Rosa alpina, așa se numește științific. Noi avem 26 de specii mari, serioase de măcieri și 600 de varietăți și subspecii. Și în funcție de altitudine am constatat că acea cantitate de vitamina C crește... Este mai mare. Este mai mare. Ei, marea surpriză a fost acum 40 de ani când am descoperit am recoltat fructe de la Rosa alpina sau Rosa pendulina, cum am numit-o științific. De fapt, e trandafirul de munte cu flori violete, foarte frumoase, spre deosebire de măceșul de câmp. Și am ajuns, după 2-3 metode de analize la laboratoare diferite,
9,5 grame, nu miligrame la 100, grame la 100 vitamina C pură. Următoarea surpriză a fost că la 4.000 de metri, 4.500 de metri în Himalaya, prin zonă tropicală, acolo vegetația se urcă mai sus, până la 5.000 de metri, am găsit forme de viață vegetală. Am găsit această specie, care am găsit-o prima dată în Carpați și cu aceleași rezultate sub aspectul terapeutic. Sunt întâmplări foarte frumoase în viață care confirmă. Pornă foarte multe specii de acolo, intră în alimentația localnicilor, zingiber oriental, ghimbirul crește singur. Acum a fost, din fericire, introdus și în alimentația noastră, în numeroase suplimente nutriționale, deci plantă-medicament, medicament-plantă, e relația aceasta. Dar dumneavoastră credeți că dacă ne-am alimentat corect, am putea folosi anumite plante chiar pe post de medicamente? Dacă, să spunem, la un moment dat citam că dumneavoastră ați spus că sunătoarea este foarte bună în depresii. Exact. Credeți că am putea eventual substitui de multe ori medicamentele cu acest gen de plante sau cu modul natural de viață? Sunt două situații. În primul rând, dacă nu am utilizat somnifere, barbiturice și așa mai departe, diazepam și mai știu ce. În al doilea rând, dacă totuși am căzut în acest păcat, în ghilimele, și am utilizat, să lăsăm o perioadă de 7, 8, 10 zile de desintoxicare și să începem cu medicația antidepresivă naturală pe care ne oferă natura. Adică trebuie să ne purificăm, să ne desintoxicăm de chimicalele cu care ne-am obișnuit. Și ce plante au acest efect de calmare? Foarte multe. De exemplu, talpăgâștii, o plantă care crește spontan în flora țării noastre din belșug, Leonurus cardiaca se numește. Are efecte sedative de 4 ori mai puternice, de exemplu, decât valeriana. Iar gustul e mult mai plăcut, că pentru unii valeriana e disgrațios, așa că s-o e ca medicament. Este păducelul, iarăși. Florile și frunzele de păducel. Consumate sub formă de infuzii, de ceaiuri, de infuzii, adică opărite cu apă. Deci cu rol calmant al păgâștei, păducelul. Păducelul. După aceea sunt altă categorie de plante care acționează indirect de data aceasta prin acțiunea lor sedativă și au substanțe active care acționează nu atât asupra sistemului nervos central, ci asupra întregului organism. Aici este diferența dintr-un medicament sintetic care merge la țintă precisă, ficat, cord, rinic, cutare. Ori, datorită complexității produselor din natură, începând de la ceaiul simplu până la extractele din plante, extracte concentrate, au o compoziție chimică de 10, 15, 20, 30 de substanțe care își unesc forțele și acționează biologic asupra întregului organism, nu asupra organului organ, exact, afectat. Și aici este o mare. Și viitorul văd foarte frumos a medicinilor complementar alternative, nu ca o competiție între medicamentele alopate, ci ca o complementaritate, fiindcă singurul scop este de a preveni și de a vindeca boala. Uleiul de pește, cum poate fi consumat? Acum vin cu un exemplu al meu. Când eram copii, sigur, era la modă ulei de pește, părinții ne dau ulei de pește. Unii copii, sora mea, se strângă, nu vreau, nu vreau, îi puneam puțină bere. Eu îl mâncam pe pâine, îmi plăcea. Ungeam pe pâine ulei de pește și mâncam pâine prăjită cu ulei de pește. Și îmi plăcea. Deci, pentru cei care nu suportă, pentru asimilarea calciului, în special pentru copii, foarte important, dar și pentru prevenirea osteoporozei, toate acestea, sunt capsule de ulei de pește și se pot administra foarte ușor, fără să-i simți gustul.
pentru că am vorbit despre ulei, vorbim și despre uleiul de măsline. Recomandați acea cură conform căreia trebuie să consumăm o lingură de ulei de măsline pe stomacul sunt gol? Sunt două tipuri. Uleiul de măsline presat la rece. Da, care este foarte sănătos, am înțeles. E foarte sănătos, utilizat nu la gătit, ci pentru salate. Crud pentru salate. Uleiul de măsline presat la cald pentru gătit. Și se poate consuma, sigur, seara are și acțiune ușor laxativă pentru cei care sunt predispuși la consum. O lingură de ulei ingerată, ulei de măsline, indiferent că e presat la rece, la cald, are același efect. Iar pentru gătit ar fi cel mai bun uleiul de palmier, mult superior uleiului de floarea soarelui, uleiului din soia, uleiului din germen de grâu, de porumb și așa mai departe, sau chiar uleiul de măsline. Fiindcă ce se întâmplă? Uleiul de palmier are punctul de fierbere, se numește punctul de fumigație, 275 de grade, spre deosebire de uleiurile obișnuite de măsline de floarea soarelui, care au 160-170 puncte de când începe să dezvolte acroleine, factor cancerigen, prin prăjirea uleiului încins. Exact. Ori uleiul de palmier, având punctul de fierbere foarte ridicat, când introduci un cartof, că să faci cartofi prăjiți, în 30 de secunde este rumenit, iar în interior nu pătrunde uleiul, vedeți? Și nu pătrunde nici acroleina cancerigenă. Atunci trebuie diferențiat cele două feluri de uleiuri pentru salate, toate cele presate la rece și uleiul de in. Uleiul foarte interesant, de cânepă, are omega 3, omega 6 și omega 9, nu e drog. Sămânța de cânepă nu există cannabinol și se scoate cel mai fin ulei, cu cât pătrundem în misterele, în darurile, în acest laborator enorm care este natura, cu cât atât vom înțelege utilitatea. Practic, efectul detoxifiant al acestui ulei, despre care se spune de măsline că este bine să fie administrat pe stomacul gol, este la fel și pe o felie de pâine. Același efect detoxifiant. Același efect detoxifiant. Și în afară de această detoxifiere, ce alte metode mai recomandați? În primul rând, o alimentație bogată în fibre vegetale. Fibrele vegetale sunt hemiceluloza, celuloza, lignina și așa mai departe, care nu se transformă ca celelalte, ca amidonul, în aliment, dar ușurează, în fine, își măresc volumul, fibrele vegetale, măresc bolul fecal și înlătură constipația. Este foarte important să știm cum să ne alimentăm. Este însă din ce în ce mai greu, trebuie să recunoaștem acest lucru, pentru că posibilitățile, chiar dacă par foarte variate, de fapt sunt destul de restrânse. Poate altă dată erau restrânse, dar erau corecte. Erau foarte corecte și stilul de viață era puțin altul. Am observat și la comunitățile acestea, nu numai din Tibet, și din Pamir, și din Hindukuș, și din Kilimanjaro, când se așează oamenii la masă, cum ați remarcat, într-adevăr, mănâncă, dar numai cu mâna dreaptă, mâna stângă, se zice că e spurcat, cu mâna dreaptă, își fac bolul alimentar într-o lucră, japonezii cu scobitorile, europenii cu furculița, poate pe viitor, dacă evoluează fast food-urile acestea, nu vom avea nevoie de tacâmuri, dar nu felul ce mănânci e important, nu felul cum mănânci, dar cel mai bun lucru să creezi în timpul mesei această atmosferă de destindere, de viață familiară, indiferent că suntem noi între prieteni sau chiar în cadrul familiei. Pentru că, așa cum ne-am spus, liniștea și optimismul sunt factori importanți în menținerea unei vieți sănătoase și chiar în obținerea longevității. Domnule profesor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate sfaturile pe care ni le-ați dat. Vă așteptăm cu drag și la alte emisiuni.
Iar pe dumneavoastră vă așteptăm și sâmbăta următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. O săptămână minunată. La revedere! Mulțumesc și eu foarte mult! Cu mare drag!